Administrația Județeană a Finanțelor Olt și-a prelungit programul de lucru. Cei care au probleme de rezolvat la sediul instituției sau la cel al unităților din subordine, cu excepția trezoreriei, se pot adresa angajaților până la ora 17:30, cu excepția zilei de vineri. În perioadele 7 ianuarie 23 ianuarie 2019 și 28 ianuarie 31 ianuarie 2019, programul de lucru al salariaților din cadrul Administrației Județene a Finanțelor Publice Olt și a unităților subordonate, cu excepția celui din cadrul trezoreriei, va fi de luni până joi între orele 8-17:30, iar vineri între orele 8-15, potrivit Ordinului Președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală, numărul 4, din data de 3 ianuarie 2019. Măsura a fost dispusă pentru ca angajații să recupereze zilele libere oferite de guvern la finele anului, cu ocazia sărbătorilor de iarnă.